Biserica Catolică din Câmpina poartă hramul Sfântului Anton de Padova. În ziua de 13 iunie, una dintre cele mai frumoase sărbători îi adună pe credincioși. Crinii sunt florile și simbolul purității, iar copiii au fost mereu în grija Sfântului Anton. Sfântul Anton de Padova poartă un crin în mâna dreaptă, iar cu cealaltă îl ține pe Iisus. Pe 13 iunie, copiii sunt binecuvântați de preot și se sfințesc crinii. La Câmpina, această binecuvântare a fost făcută de arhiepiscopul Ioan Robu. Este frumos că ne-am întâlnit în seara asta pentru a ne ruga și a cere mijlocirea Sfântului Anton asupra noastră, a tuturor. Este sărbătoare pentru Sfântul Anton de Padova. Și crinii, în obiceiuri pentru vindecarea bolilor, pentru sfințire. E una dintre cele mai frumoase sărbători. Cele mai frumoase sărbători, da. De la ale Bisericii Catolice. Este cea mai mare sărbătoare a Bisericii Catolice din Câmpina, hramul Bisericii. Ce frumoasă. Și se sfințesc copiii cel mai mult și crinii și toți credincioșii parohiei noastre. Și bineînțeles că cea mai mare bucurie a noastră astăzi a fost că între noi a venit și Ioan Robu de la București. Credincioșii prezenți în număr mare, sfințirea crinilor și corul bisericii au dat ca întotdeauna o frumusețe aparte sărbătorii.